Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, declarația mea politică de astăzi se referă la problemele pe care le întâmpină locuitorii din județul Prahova, locuitorii ai comunelor Colceag, Baba Ana, Boldeș Grădiște, Sălcile, Fulga, privind combustibilul pentru încălzirea locuințelor pe timp de iarnă. Domnule președinte, locuitorii acestor comune din județul Prahova folosesc combustibil solid pentru încălzirea locuințelor, lemn de foc sau cărbune, pe care îl achiziționează la un preț foarte mare, 650-700 de lei tona. Acest preț depășind foarte mult posibilitățile cetățenilor din aceste comune. Menționez că în această zonă sunt exploatații de gaze naturale, în același timp sunt foraje în derulare, deoarece în această zonă sunt identificate rezerve importante de gaze naturale, cum vă spuneam, rezerve foarte mari, care duc la creșterea economică a acestei zone. Din păcate, aceste localități nu beneficiază cu nimic de aceste resurse. Domnule ministru al energiei, Anton Anton, vin cu rugămintea să faceți o evaluare și să găsiți o soluție pentru ca cetățenii din aceste localități să beneficieze de aceste resurse de gaze naturale ce sunt exploatate și introduse în sistemul național de distribuție a gazelor naturale din România și totodată ar fi o discriminare ca locuitorii din aceste localități fără resurse de gaze naturale să beneficieze de aceste resurse, iar scuzați-mă, ar fi o discriminare ca locuitorii din alte localități să beneficieze de aceste resurse de gaze naturale din România, iar locuitorii din aceste localități unde resursele de gaze sunt în acest moment, cred că cele mai importante din România, să nu aibă acces, măcar acces la aceste resurse. Doamnelor din Parlament, doamnele din România, vă urez să aveți un an foarte bun, la mulți ani și multă sănătate. Mulțumesc, domnule președinte.